Popescu, care în timpul mandatului meu a fost, în urma anchetei, a fost anchetat de procuratură, s-a făcut expertiză, a fost găsit de expertiză culpabil și sigur, dacă nu părăsea la timp terenul ca să candideze la primărie, că acesta a fost motivul, sigur că în mod normal putea să fie și arestat. Era în faza că putea să fie arestat. Numai că vreau să vă spun că am spus și altă dată și repet, personal am fost foarte atent pentru că România avea nevoie în acele momente dramatice, care nu sunt astăzi, nu se mai întâlnesc în nicio formă, ce e ciudat, de gringolata asta e ciudată, în acele momente dramatice, România nu își putea permite încă o criză guvernamentală. De aceea nu am fost de acord nici ca să dea, puteam și eu să cer, nu, dacă eram, aveam aceeași mentalitate, să facă publice stenogramele sau ascultările domnului Băsescu, care era sub anchetă, sub ancheta unui prejudiciu uriaș. Dosarul domnului Traian Băsescu a fost dijuns, se afla singur, pentru că fusese ministru, se afla pe rolul tribunalului, nu restul. Deci expertiza s-a făcut pentru restul. E adevărat că v-ați opus personal arestării lui Traian Băsescu la momentul respectiv? Da, adică în general nu m-au opus personal, nu. După cum știți, nu am fost nici partizanul arestărilor, deci am arestărilor preventive. Au fost